de astăzi al Consiliului Local Zemeș. În conformitate cu prevederile articolului 39 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului Comunei Zemeș, numărul 148 din 13.03.2019, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al Comunei Zemeș în ședință ordinară de lucru pentru data de 18 martie, orele 14 la sediul primăriei Zemeș, cu următoarea ordine de zi. Ordinea de zi o știți cu toții, o să o spun la momentul oportun pe fiecare punct în parte. Cine este de acord cu ordinea de zi? Mulțumesc! Mai avem un punct suplimentar. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor restricții de circulație pe strada Pietrosu, Comuna Zemeș, județul Bacău. Cine este de acord cu punctul suplimentar? Mulțumesc! Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței din 1.1.2019. Da, domnul Romeo. Supun spre aprobare, am spus. Discuții? Nimic? Cine este pentru? Mulțumesc. Începem cu ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și alocarea de sume pentru efectuarea de lucrări de reparații curente, îmbrăcăminte, post, peste râul Taslăul Sărat, PDC 180A, la kilometru 6+100. Inițiator, primar Tudose Răzvan. Valoarea este de 30.500 de lei. Mai multe ne spune doamna secretar. Vă spun eu dacă... Sau domnul primar. Da, caietul de sarcini este terminat, deja l-am primit. Avem și suma. Așteptăm doar să mai încălzească un pic, să putem demara lucrările, fiindcă am rece. Nu privește doar podul, sunt toate găurile însemnate de noi, de la intrarea Comuna Zemeș și până la primărie, tot ce am identificat, toate găurile mai mari, toate vor fi plombate. Vor fi plombate cu asfalt cald, au fost plombate în anii anteriori, dacă ținem minte, cu asfalt rece și n-au ținut. Și încercăm să-l plombăm și cred că o să reușim acum să îi facem să dureze, până când e gata proiectul pentru reabilitarea celor 6,7 km, nu? De drum. Da. Discuții? Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, reabilitare și modernizare de C180A, 5 km în zona Bolătău. Inițiator, primarul Tudor Răzvan. O să vă zic, doamna secretar, despre ce-i vorba cu indicatorii. Așa. Valoarea totală a lucrării de investiție este de 3.533.292 de lei, la care se adaugă TVA, în valoare de 659.365 de lei, totalul general fiind de 4.192.657 de lei. Din această sumă, bugetul de stat, prin programul PNDL, decontează suma de 3.975.491 de lei, și bugetul local decontează suma de 217.166 de lei, reprezentând cofinanțarea, conform hotărârilor de Consiliu Local deja aprobate. Din această sumă s-a decontat suma de 43.276 lei. Discuții? Și aici tot la fel am luat legătura cu constructorul, cu dirigentul de șantier, urmează să încălzească, să repornim lucrările întreabă oamenii să vă apărni podeșa sau la detonarea podului, da, deci când se încălzește, bine, nu, acolo e o problemă că trebuie să conduc temperaturi pozitive și pitind din noapte, deci măcar 5 grade și pitind din noapte, ceea ce acum nu avem certitudinea că... Dar ce înseamnă reabilitare și modernizare? De la kilometru? De la kilometru cât? De la kilometru cât? La ce vă referiți? 5 km scrie zona Bolătău, da? Podurile care au rămas. A, nu, dar e denumirat proiectul. Mai poduri, deci poduri. Asta care așa se numește proiectul. Da, așa s-a numit proiectul de la bun început. Da, da, de la kilometru care... De la Bușire până sus, da. Așa e la Bușire până la tabără sus. Da, sunt cele trei poduri. Da, da, da. Altcineva? Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru plata sumelor conform deciziei civile numărul 47 din 2017, pronunțată de Tribunalul Bacău, rămasă definitivă și irevocabilă. Inițiator, primar Tudose Răzvan. Doamna secretară.
Este vorba de un dosar de uzul capiunii inițiat de domnul Foltea Cornel încă din anul 2011. Procedura clasică și standard asta este să dă primăria în judecată. Domnul Foltea a mai avut niște divergențe cu doamna Dăscălescu Georgeta, au fost numiți niște experți. S-au constatat pe bază de martori, pe baza declarației de martori, existența uzul capii unii și având în vedere acest lucru, obligarea UAT Comuna Sineș la plata sume de 5.200 de lei pentru cheltuieli de judecată. Bani pe care trebuie să-i dăm în urma unei hotărâri judecătorești. Da, este promulgată și revocată. Decizia civilă numărul 48 din 2017. Discuții? Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării de sume din bugetul Comunei Temeș pentru plata sumelor conform sentinței civile numărul 9 din 2019, pronunțată de Tribunalul Bacău, rămasă definitivă și irrevocabilă. Inițiator primarul Răzvan. Doamna secretară. Aici este vorba despre o diferență de 426 de lei dintre dobânda legală remuneratorie, adică dobânda BNR-ului, stabilită conform sentinței civile 438 și dobânda legală penalizatoare standard, diminuată cu 20% conform sentinței civile 9 din 2019. Practic, la data de 18 decembrie s-a plătit debitul principal plus dobânzi. Ulterior, doamna Stânu a solicitat plata dobânzii penalizatoare cu 8 puncte procentuale. Noi am făcut cererii de lămuriri dispozitiv în instanță și instanța au decis plata dobânzii penalizatoare cu 4%, diminuată cu 20%. Având în vedere acest fapt, rezultă suma de 426 de lei, din care 243 pentru doamna Spânu și 183 pentru domnul Ciosu. Discuții? Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute de către Ocolul Silvic Moineș pentru Comuna Zemeș, constând într-o cantitate de lemn, din material lemnos. Inițiator primar Tudor Serăzvan. Am primit o științare de la Ocolul Silvic, au confiscat o cantitate de vreo 22 de metri cubi material lemnos, vorba de butuc, de rășinoase, de prind de bine, am demarat, am trimis adresă prin care le-am comunicat că ne folosim din material, aprobăm ședința de Consiliu astăzi și luăm materialul, îl folosim ca atare, mai reparăm o punte, o pasarelă, un podeț, cât mai sunt o grămadă de făcut. Discuții? Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Zemeș, numărul 305 din 14-11-2018, privind aprobarea regulamentului, privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare, în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Inițiator primar Tudor Serăzvan. Doamna secretară, vă rog. Regulamentul se completează cu mai multe precizări și anume, persoanele juridice care au sediu social sau punctul de lucru pe raza Comunei Zemeș sunt obligate la plata taxei de salubritate în funcție de numărul de salariați. Întreprinderile familiale au obligația de plată a taxei în funcție de numărul de membri. IIU-urile și persoanele juridice au obligația de plată a taxei de salubritate în funcție de numărul de persoane angajate, indiferent de tipul de contract. Utilizatorii non-casnici vor achita contravaloarea serviciilor prestate conform unui contract de prestări servicii pe care l-am anexat proiectului de hotărâre. Termenul de depunere a declarațiilor va fi luna ianuarie în fiecare an, cu excepția anului 2019, când este de 31 martie 2019. La expirarea termenului de depunere se vor trimite notificări atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice. Se mai dă un nou termen de 7 zile să vină să depună declarațiile. Dacă nici în urma acestui termen nu există colaborare, atunci se procedează la emiterea deciziilor de impunere din oficiu
pentru persoanele fizice, pe baza datelor obținute din, de la Registrul Agricol, de la Evidența Populației sau din oricare alte surse, iar pentru persoanele juridice, în funcție de punctele de lucru și le aveți detaliate în proiect. Deja le-am enumerat. Depunerea declarației neconformă cu realitatea sau nedepunerea declarației constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 2500 de lei. Cam astea sunt propunerile noastre. Deci, în concluzie, ar trebui până la 31 martie, nu, doamna secretar? Până la 31 martie, tot este termenul... obligația, da? Este termenul limită, prin care nu avem obligația să completăm acea declarație. Ar fi bine să comunicăm cunoștințelor, prietenilor, că avem obligația să facem acest lucru. Noi, în paralel, am făcut demersuri pentru identificarea tuturor salariaților care își desfășoară activitatea prin punctul de lucru pe localitatea noastră să-și declare punctul de lucru fiscal. Deci o măsură care ne ajută, asta însemnând că banii din impozitul pe venit se vor întoarce la noi aici, în localitate. Asta dacă trecut se duceau acolo unde aveau declarat punctul de lucru, încercăm să îi constrângem cumva să-și declare punctul de lucru fiscal aici, unde își desfășoară activitatea. Discuții? Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Zemeș din imobile cu destinația de unități de învățământ în imobile cu altă destinație. Inițiator, primar Tudor Serăzvan. Doamna secretară. Este vorba despre patru imobile, respectiv Școala Gimnazială Mihai Eminescu, grădinița cu program normal Luceafărul, este cea din continuarea școlii, tot la Pietrosu, grădinița Bolătău și școala cu clasele 1-4 Bolătău. Grădinița de la Chilii, da? Școala de la Chilii și grădinița de sus. Așa. După cum am zis că e păcat de ele, că nu mai sunt funcționale. Le scoatem din circuitul școlar, pentru că aceasta este procedura și încercăm să le transformăm în locuințe sociale. E păcat că ele o să se degradeze și o să ajungem să nu le mai putem folosi deloc. Am făcut demersuri, am trimis adrese la inspectoratul școlar, am început cu școala. Acum se emite o hotărâre privind propunerea. Am primit răspuns către Ministerul Educației. Așa, în macheta care trebuia trimisă, trebuia să regăsească și un HCL prin care noi eram de acord împreună cu școala să le schimbăm destinația. Și de asta am prins în ordinea de zi. Da, păi e păcat că nici nu vor mai fi. Acum știm că toți realitatea este certă. Nu. Noi sperăm să nu mai închidem și din astea pe care le avem. Acum știm despre ce vorbim. Schimbarea propriu-zisă va avea loc după ce Ministerul Învățământului ne dă avizul. Discuții? Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Prezentarea raportului privind starea economică, socială și de mediu a OAT Comuna Zemeș. Da, haideți să luăm contii punctul suplimentar. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor restricții de circulație pe strada Pietrosu, Comuna Zemeș, județul Plăcău. Doamna secretară. Pot să vă dau eu detalii? Da, domnul primar. Începând de, cred că de miercuri sau de joi, cel târziu, sperăm să înceapă lucrările la reabilitarea podului, de fapt la construirea unui alt pod acolo, pe strada Pietrosu. Iar ca să putem demara lucrarea, e nevoie să închidem circulația pe strada. Oamenii au fost înștiințați, respectiv Petromul, Direcția Silvică, toată lumea știe, și suntem obligați să dăm un HCL prin care, cu avizul poliției, să închidem în mod oficial circulația pe stradă pe perioada desfășurării lucrărilor, cu excepția liberanilor care merg în masă. Despre asta e vorba. Discuții? Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Domnul primar, raportul? În mare, așa. Dacă îmi permite, da, doamna, să-i dau eu citirea raportului.
având în vedere că este destul de cuprinzător, doar o să spicuiesc din el. Eu știu dacă vreți să-l ascultați în totalitate, noi îl publicăm și ne-am luat. Deja am discutat. Așa, deci s-a promis și s-a prelucit. Cititul apă. Eu mă bucur că știți. Așa, era mai rău dacă nu știați. În conformitate cu prevederea articolului 16 alineatul 3 litera din legea administrației publice locale, primarul prezintă Consiliul Local un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale. La data de 31 decembrie 2018, populația comunei era de 4.795 de locuitori, din care 2.440 bărbați și 2.335 de femei. Populația, după cum știți, este în continuă scădere. Referitor la activitatea administrației publice, în 2018 am avut 26 de ședințe ale Consiliului Local, din care 14 extraordinare, în care s-au adoptat un număr de 359 de hotărâri ale Consiliului Local în creștere față de anul precedent. Cred că avem cele mai multe hotărâri. Instituția prefectului nu a formulat observații asupra legalității acestora, ceea ce denotă că aceste hotărâri au fost bine structurate și discutate în cadrul ședințelor Consiliului Local. Ele au intrat în vigoare de la data aducerii la cunoștință publică. În cursul anului 2018 s-au emis de către primarul Comunei Zimiș un număr de 508 dispoziții în scopul desfășurării bunei activități cu privire la acordarea ajutorului de încălzirea locuinței, ajutoare de urgență, modificarea repartiției pe trimestre a bugetului local, virări de credite, rectificări de acte de stare civilă, comisie de inventariere și așa mai departe. Numărul maxim de posturi a rămas același, 30 de angajați. Numărul de posturi aferent poliției locale, 5 pentru microbuzul școlar, un post. Organigrama se prezintă astfel, 18 funcții publice, din care una de conducere, 17 de execuție, 49 contractuale, două funcții de demnitate publică. Referitor la activitatea compartimentelor, pentru relații publice s-a asigurat toată procedura pentru efectuarea tehnologiei informației, o bună funcționare a echipamentelor, publicarea pe site a actelor normative. Compartiment registru agricol. S-au eliberat 1074 adeverințe, 43 cereri mărcătură, 47 anexe, 24 8 atestate de producător. La compartimentul urbanism, 11 autorizații de construire, 3 de desfințare, 64 certificate de urbanism, 42 autorizații de funcționare. Activitate de stare civilă, acte, total acte înregistrate 66, cu 105 acte eliberate. Poliția locală a desfășurat activități de supraveghere, a desfășurat activităților comerciale, a instituțiilor de învățământ, deplasări la apelul de urgență 112, distribuirea de somații, eliberare și verificare a ST-uri. Investițiile, cea mai mare parte le știți pentru că ele au fost aprobate toate prin hotărârea Consiliului Local. O să citesc de către dumneavoastră. De către dumneavoastră. Așa, reabilitare și modernizare de C180A cu valoare estimată de 3.667.000 de lei, servicii de proiectare, modernizare străzi, construire șanțuri betonate, modernizarea lucrări de reparații curente, drum comunal, strada Tazlăului, de la locuința 1 la locuința 88, așa, reparații capitale, dușuri, grupuri sanitare, bloc producție, reparație, reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială Ștefan cel Mare Zeneș, amenajare trotuare, proiectare, construire șanțuri betonate, construire platformă din plavere pentru amplasare stații de microbuz și tabele de afișaj electronic, instalație de clorinare. Achiziție de sisteme all-in-one, modernizare strada Canuș. La serviciul de asistență socială au 28 de dosare pentru acordarea alocației de stat,
5 anchete pentru încadrarea asistenți personali. S-a asigurat încadrarea unui număr de 14 asistenți personali și 19 însoțitori ai persoanelor cu handicap. A fost întocmit un dosar de internare a persoanelor majore cu dizabilități, a persoanelor vârstnice în unități de asistență socială. S-au acordat un număr de 115 etichete sociale oferite de Paște și 184 de etichete de sociale oferite de Crăciun. Învățământul a fost sprijinit prin alocarea unei sume reprezentând finanțare complementară în valoare de 175.400 lei și sprijin pentru acordarea de stimulente financiare elevilor care au participat la competiție în sumă de 26.800 de lei. De asemenea, sprijinul acordat unităților de cult s-a concretizat prin acordarea sumei de 22.989 lei parohiei romano-catolice. Cam asta a fost activitatea UAT Comunitatea și în anul 2018. Dar una peste alta nu a fost o perioadă benefică în care s-au realizat destul de lucruri. După cum bine ați văzut, odată cu venirea primăverii, am reușit și noi să demarăm proiectarea trotuarelor și rigolilor. Deci am început lucrarea, s-a semnat contractul, am început. Mai durează puțin și cred că în vreo 2-3 săptămâni terminăm iluminatul public. Tot așa în vreo 2-3 săptămâni până pe 5 primatii preconizăm că terminăm și cu stațiile de microbuz. Am semnat contractul și săptămâna asta, dacă ne ajută Dumnezeu, până la vreo joi, vineri, așa, începem podul la Pietrosu. Suntem în faza de licitații pentru străzile, strada Pietrosu, strada Ștefan cel Mare și strada, cum zice, Stângăului. De cele trei străzi, cu rigoli și cu tot ce prevede în proiect acolo. Urmează platoul ăla multifuncțional din centru. La care se lucrează? Da. Se lucrează la caietul de sarcini pentru recaul la Colonia Mare. Proiectări pentru strada Complex și strada Modrăzău. Proiectare pentru reabilitarea celor 6,5 km de drum, care, după cum ați văzut dumneavoastră, în ciuda faptului că l-am tot peticit noi și i-am turnat mastic, crăpăturile sunt din ce în ce mai evidente și au început să deterioreze vizibil. Deci proiectăm și încercăm să mai turnăm un strat peste ce avem acolo. Pârâul Canuș se lucrează la proiectul pentru Canuș. Ce mai avem? Apărare Mal în zona Pietrosu. Nu știu, anul ăsta vor fi investiții, preconizăm noi în jur așa de 6 milioane, adică 60 de miliarde de lei vechi. Cam astea sunt. Întrebări? Atunci îi dau cuvântul doamnei secretare să ne anunțe un raport în urma controlului la prefectură. În data de 20 februarie s-a desfășurat o acțiune de control cu reprezentanții în cadrul instituției prefectului Bacău, în urma căruia s-au dat următoarele măsuri. Se va prezenta în primul trimestru raportul anual privind starea economică și socială a comunei, raport pe care l-am prezentat. Se va actualiza buletinul informativ conform articolului 4 din legea 544/2001, măsuri realizate, s-a întocmit buletinul și se vor aloca sume necesare pentru programe de perfecționare profesională a funcționarilor publici conform articolului 51 aliniatul 1 din legea 188. Aici vor fi la buget. Astea recomandări? Da. Nu, sunt măsuri, nu recomandări. Măsuri? Măsuri. Așa? Și întocmirea în mod corespunzător a dosarelor litigioase, adică cele care se referă la fundul funciar. Asta l-a interesat, doamne, în mod special. Din cele patru măsuri, trei sunt realizate, a patra urmează. Rămâne ca anul trecut. Da. Rămâne ca anul trecut, e mai bine. Adică. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Derlău.
domnul Bogescu, doamna Coțu. Atât. Domnul Viața, vă rog, aveți cuvântul. Da, am și eu două întrebări de asemenea mai mari. Locuitorii statului Bordeaux solicită un studiu de fizabilitate pentru aprovizionare cu gaz metan. De să prindem în buzetul 2018, am spus, un studiu, lemnele sunt ambele ducă. Și avem conductă la școală, la, deci costurile n-ar fi atât de mari. Avem conductă până la școală, la Zemeș, până la Bolătău sus. Practic am făcut și eu un sondaj, nu? Doamna, am făcut și eu cu domnul. Parcă am mai discutat odată. Și nu vrei semnezi. Dar dumneavoastră considerați că... Avem trei consilieri pe zona Bolătău. Pe zona Bolătău. Și să aducem din fiecare în zona noastră semnături să vedem care e oportunitatea. Păi doresc o parte din marea majoritate, dar să nu putem discuta pe vorbe. Da. Deci avem trei consilieri acolo, partea de sus, domnul Diaconu. Și când putem... Și păi, într-o săptămână, două, ca să putem prinde... Nu, în... într-o săptămână. Într-o săptămână, să fie urgent, să facem un studiu de fezabilitate în prima etapă. Ne vedem vine? Da. Da? Da. Pune și date. Deci domnul Diaconu sus, partea de sus, da. Doamna Aurora, unde aveți secole și așa și eu partea asta înainte. Și aducem semnături să vedem. Și haideți să vedem, până vine. Da, până vine ca să... Vă rog frumos, vine să ne... Deci prima etapă, o să începem. Da. Ok, da. Așa. Foarte bine. Eu am avut, știți că am mai discutat odată, am avut în vedere extinderea rețelei din bază. Da. O altă problemă, tot oamenii solicită un protocol cu Ocolul Silvic pentru a înființa un depozit de lemne, pentru a cumpăra lemne, până când vom demara proiectul cu aprovizionare cu gaze. Dar oamenii puteau să-și cumpere, domnul consilier. Deci să aibă un depozit undeva, să meargă de acolo să-l cumpere. Deci marile, toate comunele au un depozit de lemne. De unii de acolo și Rom Silva sau firme specializate care au domeniul de activitate pentru achiziționari. Eu nu vreau să fiu ranchinos, dar nu știu câte persoane, nu vreau să mă înțeleagă cineva. Păi s-o cam terminat de luatul din păduri. Să înțeleagă altceva decât ce vreau să spun. Nu știu câte persoane să cumpere din depozit de acolo, din zona acolo. Păi cam au început să cumpere acum. Să știți că s-o cam terminat cu intratul în pădure și așa achiziționat lemnii. Dar, după ce se termin ședința, am să-l sun pe domnul Vasiloae și discutăm prea asta. Acum, astăzi. Nu o lăsăm pe altă dată. Acum. Deci e solicitarea, rugămintea lor. Deci am adus mesajul locuitorilor din Bolătău. Prima solicitare a noastră o rezolvăm până vineri. Da? Și pe asta o cu vis-a-vis de direcția silvică, acum sunam. Deci sunt mulți oameni bătrâni care vor să cumpere lemne în păduri, să nu au discutat. Da? Da. Nu te strați timp. Atât ne-ați venit la aia. Da. Domnul Berța, domnul Dărlău, vă rog. Da, o să încerc să fiu înțeles pentru toată lumea, pentru fiecare mă urmărește măcar în momentul când este filmat. Am terminat cu gunoaiele, cu tala, cu probleme cu gunoaiele, acum am început curățenia în vreme. În gunoaiele am început să se umple de crengi. Nu știu de ce omul este incomod de a arunca acele crezi la container când poate fi arse în curtea fiecăruia. Bine, cu excepția unor zone unde nu se poate arde datorită emanațiilor de gaze și astea, așa. A doua problemă. Problema generală care s-a confruntat comuna Zemeș și se va confrunta, probabil, este alimentarea cu apă, care nu este de vină. Consiliul local, primarul, viceprimarul. Trebuie să înțeleagă fiecare locuitor că zăpezile pe munte nu se topesc odată că se topește în comună. Iar problemele cu apa tulburi este, nu știu de ce, unii cetățeni sunt reticenți. Am fost și contactat că ce înseamnă apa asta. Deci apa toți o avem. Trebuie să înțelegem că nu avem o captare. Trebuie să anunțăm că... Să anunțăm. Propunerea, o spun public, care domnul viceprimar nu a fost de acord cu mine, ceea ce am dat și răspunsul telefonic. O să sistăm apa, livrarea de apă, care domnul primar nu este de acord. Omul spune după aia că mă îmbolnăvesc, că apa e tulbure. Bine, nu ți-o mai dau atunci. Haideți să fim un pic obiectivi pe subiect. Că nu Consiliul Local, nu primarul, nu viceprimarul, nu administrația, nu tulbură apa. Nu ei o limpezesc. Dar haideți să înțelegem. Probabil că și la o spărtură. Eu sunt ferm convins că au mai fost spărturi. Și când sifonează apa, mai trage pământul. Să nu exagerăm
Deci problemele cu apa în comuna Zemeș au fost în general. Dar cu problema și... asta ne-am confruntat. Da, și o să ne confruntăm. Da, o să nu mai confruntăm. Așa este, domnul primar. Când reușim să aducem apă de la S-a lansat, uitați-vă. Da? Bineînțeles, cu alte costuri și cu alte cheltuieli, da? Păi deci lumea trebuie să știe să că dacă o să avem apă tot timpul potabilă și 24 din 24 la robinet și limpide de fiecare dată, nu o să mai coste 2 lei, o să coste undeva la vreo 6 lei metru cub, ok? Așa. În contextul în care noi nu reușim să colectăm de la fiecare cetățean în parte suma de 2 lei pe metru cub, eu nu știu cum o să colectăm 6 lei, știți? Da. Păi nu, am încercat, dar am făcut mențiunea asta ca să nu se zic că nu se discută, nu exagera din tulburi, că nici mie în calitate de consilier. Lumea știe că nu este apă potabilă, da? Da. În calitate de consilier, să mi se aducă acuzii mie, în principiu primarului, principal, nu că suntem, noi suntem locuitori al comunei, dar nu știu de ce lumea percepe problema. Domnul consilier, nu toată lumea. Sunt câțiva oameni răutăcioși, care știu, problemele astea sunt, au fost, sunt și vor mai fi. Și v-a zis, în legătură cu crengile. Deci să fie conștient. Deci să știm, confruntăm cu gunoiul, cu astea, cantitatea păi de gunoi. Nu dramatizăm, nu toată lumea. Sunt câțiva rachinoși care eu asta fac. Că chiar astăzi mă uitam, deci unele persoane au înțeles. Merg pe marginea Taslăului, frumos, dă, supraveghează, deci nu rămâne nici mizerie, nu rămâne absolut nimic. Atât am vrut să vă spun. Iar vis-a-vis de gunoi, ai remarcat foarte bine. Domnul viceprimar, o să ne pun la dispoziție. Acum o să vă spună niște cantități. Cantitățile sunt foarte mari. Eu sunt conștient că este perioada de primăvară, perioada în care fiecare ne face un curățenie în curte. Am devenit atât de comod încât, vorba domnului consilier, aducem la pupelă tot ce găsim prin curte. Absolut tot ce găsim prin curte. Nu prea e corect. Cantitățile de gunoi sunt foarte mari. O să plătim, cred că, mai mult decât plăteam la... Am făcut atâta gălăgie că plătim prea mult pentru numărul de locuitori, acum o să fim nevoiți să plătim mai mult decât înainte, să știți, o să ne fie mai greu acum. Eu sper să treacă perioada asta în care toți facem curat, mă gândesc, nu o să facem curat tot anul, adică cantitatea de gunoi pe care o scoatem acum la începutul anului, pentru că e campania asta de primăvară, este logic mai mare, vreau să cred că nu o să fie cantitatea asta atât de mare, constant în fiecare lună până la sfârșitul anului. Trebuie să înțelegem, Olea, că... Hai să facem și... Sunt alte modalități. A crescut cantitatea de la 11.500 la 16.700 și sâmbătă 17.540. Și vorba de gunoi menajer. De ce acceptăm să găsim într-un Haideți să vă spun ceva. Am hotărât cu domnul Vici împreună. Sâmbătă vom face o campanie. Facem o campanie. Scoatem din nou cuvelele alea pentru colectați electric. Încercăm de bună credință să-i determinăm să colectăm selectiv. Da? Mergem din poartă în poartă și o să ajungem până la momentul în care o să deschidem pubela și efectiv dacă nu găsim gunoiul selectiv și în pubela aia nu găsim gunoiul menajer, o să trebuiască să nu mai ridicăm gunoi. Deci îi dăm omului frumos pubela înapoi, chiar dacă plătește taxa de salubritate, el trebuie educat să corecteze selectiv. Acelea și o să trebuiască să facem. Trebuie să facem așa că nu e... Vă pot anunța că de două sâmbete facem treaba asta. Da. Cred. Da. Chiar cu imagini. Dar și imagini și sunt oameni care le-au rămas pubele. De regulă știți ce se întâmplă? Cei mai vocali, cei mai pretențioși sunt exact cei care nu respectă aceste reguli. Credeți-mă. Deci totdeauna așa o să zicem. Ei vor fi cei mai vocali, ei sunt cei care nu le convine nimic și exact ei sunt cei care nu respectă aceste reguli. Mai aveți ceva, domnul Gerlau? Nu, mulțumesc. Domnul Gerlau, vă rog. Am și eu două probleme care sunt la parcul 251 pe țara Tazăvărului, pe porțiune de 5 metri s-a spart drumul s-o de mare greu și cer niște sort. Acolo. Și a doua problemă pe strada Humăriei de la Iacov la Gherasămescu, niște sort sau balasturi. Și acolo sunt sort? O fost sondă de capăt, o abandonat, o vână, de la Valei înspre Bobei, că e abandonat așa, nu mai este nicio sondă. Decât mâine, la... mâine dimineață. Mai este sondă decât la... Vedem, facem niște poze. Vă pot spune? Deci în jurul orei 13 mâine voi duce balastru în zona respectivă. Nu știam de 251, dar pentru cumării este aproape rezolvat. Mai este o sondă la Maftei, la Puriț, în coatră. Da? Să luăm legătura și cu domnul Pascal.
Toată vă mulțumesc. Doamna Hoțu, vă rog. Da, eu tot problema cu noi livrăm să ridic, dar nu am să repet ce a spus colegul meu, Romeo Bulău. În schimb, pe lângă ceea ce a precizat dumnealui, facem cu cei care au făcut noi îndrăzări și vedem. Peturi, puci și așa mai departe. Deci, sunt acolo la noi în zonă, îl pune pe X-i, facă curățenii curte și aduce totul acolo să pun. Deci nu am spus, și am făcut, de l-am avertizat, nu mai arunca o dată, de două, de trei ori, și vecinul ești, și vecinul de peste drum. Nu, cine face curățenii curte, pe cine? În cauză să sancționăm, pe cel care gara. E normal, pentru că... Deci cel care face curățenii și-l trimite, pe ăla trebuie sancționat, nu? Normal, la mine mi-a făcut curățenii. Eu trebuie să fiu amendat. Da, și mai lasă-l acum la să încălzit, începe curățenia de primăvară, va fi plin. Acolo de bunare. Cam atât. Mulțumesc, domnul Areș. Eu o să ridic o fi problema, domnul primar. La podul ăla, la 901, nu putem face nimic în vara asta, barăm malul despre asfalt, să-l consolidăm. Că dacă mai vine o dată mare, dați la 901... În Amonte. În Amonte. Unde sunt arocamentele? În Amonte, unde sunt arocamentele puse? Da. S-a dus, deci arocamentele a fost puse chiar la capul drumului. A mâncat din la capul, s-a dus, a rămas în partea dinspre stradă, nu? Da, a rămas în Tazlău și acum au luat din grădini. Ați văzut că au pus oameni acolo, pruni, cireși, merci, au pus tot a luat și s-a dus în Tazlău. Dacă luăm arocamentele și dăm acolo, ar fi o soluție provizorie? Dacă s-ar rezolva să nu mai bată albia, că malul partea aia între spre sonde, da. Acolo s-a împâzlit cu salce, cu iovă. Știu, cu cineva solicita, anul trecut, dacă v-a dus în asta, cineva solicita să tăiem toate. Păi le-a tăiat și pe aia și a făcut reclamații. Păi nu e, da. Dar eu cred că nici nu-i bine ideea vegetația, trebuie lăsat acolo, oricum ea susține mai. Da, dacă nu, da, de acolo venind din coace, s-a îngustat albia Tazlăului, deci nu mai este, Tazlău nu mai curge cum curgea la odată, pe ambele maluri. Aici s-a ridicat în sus, da. Are tendința de prăvălire către asfalt. Și a spălat tot acolo, vă spun, nu prea văd. Una din soluții, cel puțin provizorii pentru anul ăsta, ar fi să facem o decolmatare și să avem în vedere arocamentele care sunt acolo, cumva, nu? Cred că mai la vale. Arocamentele sunt undeva mai la vale de unde faci referire, nu? Sunt mai sus, au rămas mai sus, domnul primar. Sunt mai sus, arocamentele sunt mai sus sau mai jos? Da, sunt mai sus. Sus. Arocamentele a rămas sus și i-a bătut în capul ăsta, în tapod. Păi atunci o să le luăm și o să le ducem acolo, decolmatăm și o ducem arocamentele alea toate acolo. Ca una, ca o soluție, nu definitivă, provizorie, da. Mă refer la o soluție provizorie. Da. Cu toate că asta, haideți să vă spun ceva, este responsabilitatea celor de Apele Române. Dar după cum bine știu, de-a lungul timpului, de zeci de ani, nu de acum, de zeci de ani, implicarea lor este... Când era ședința trecută, s-a discutat, am văzut că se urmărește, eu dacă acolo vine mașina, când iese acolo și pleacă la vale, după partea CIUA ei, ea este luată în primire de la venire în comună și se duce cu ea la cântar. Dar ceea ce le-am spus, vă dau cuvântul meu de onoare, că sunt bătrân, le-am explicat oameni buni, nu mai puneți, dacă e stricat un grătar de afară cu piatră și cu bolovani, nu-i mai pune în sac să-i duie acolo. Pune, Doamne, iartă-mă acolo la arocamente piatra, că se bagă prin aerlante și se împâzlește într-un fel. Domnul consilier, noi am mers la PIC, nu la care... Cred că au fost, domnul primar, au fost într-o zi, acolo, în zona mea, au fost în jur de 15 saci la o familie. Vă dau cuvântul meu de om, nu când vorbesc prostii. O venit acolo că încărca ca nebun. Păi cum să nu crească tonajul, domnul vice? Cum să nu crească tonajul? Raporta la locuitorii noștri... Haideți să facem front comun și când identificați situații de genul ăsta, nici noi nu putem, într-o sâmbătă, când zic că nu pot acoperi cu domnul vice. Uite, eu vă promit că în zona mea acolo... Sincer, nu pot. Eu promit că în zona mea acolo, că vine mașina, eu am să stau acolo. În poartă nu pot acoperi toate. Dar haideți să facem front comun și asta nu înseamnă că ni părâm unii pe ceilalți.
Nu de părere, nu e vorba de părere, domnule. Cum eu duc două plase, n-am 3 kg de gunoi și tu duci 250. Am vorbit cu toată lumea, le-am explicat. Când aveți, nu știu, pietri, când aveți prundiș, când lucrați acasă și stricați un zid, ne sunați, vă trimitim o mașină și tot acel gunoi avem unde îl depozita. Sunt o grămadă de gropi, de găuri, care trebuie să acoperite cu bolovan, cu pietri, cu, eu știu, cu restul de la zidării. Mai mult de atât, ce să le facem? Primar, eu ce-am greblat în grădină piatră, vă dau cuvântul meu, roabă, două, eu le-am dus în față, în drumul meu, acolo unde sunt găurile. Le-am fundat găurile cu piatră. Păi știu exact dar ce vreau să vă spun și pe marginea, și pe marginea tazlăului. Sunt tazlăul ăsta... Nu are loc. O săpată în, dar, nu știu, în maluri, acolo și o stricat o grămadă. Ori o face cu... cu intenție. Noi cu intenție, galantonii. Ori să răuvoitori, nu poți să galantonii. Omul s-a învățat galanton, sună, dacă nu-i convine ceva, sună la primărie, că tu-i copacul îi ține umbră la geam și tot așa. Eu vă promit solemnă ședința. Ce era aberant, adică, vă veni să credeți. Începând de sâmbătă care vine acum, eu voi merge personal în zona mea, toată zona aia acolo, și voi controla sacii. Foarte bine. Hai, hai să facem front comun și să sâmbătă ieșim cu toți. Nu e asta că nu ne certăm cu ieți. Eu vă spun ceva. Nu ne certăm, domnule. Nu trebuie să ne certăm, doamna. Pur și simplu le explicăm. Dar de ce mă cer? Dar de ce pui tu în sacii tăi acolo? Poate și câinii morți și capri moarte și gunoi de grad și așa mai departe. Da. Da. Declar ședința închisă. Vă mulțumesc frumos.